Deși la primăria Făgăraș sunt înregistrate peste 400 de cereri din partea tinerilor făgărășeni pentru a obține o locuință în blocurile ANL, până acum au fost depuse foarte puține dosare. Asta deși termenul limită pentru depunerea actelor justificative este 28 februarie. 6 zile mai au la dispoziție făgărășenii care au deja depus cerere la primărie în vederea obținerii unei locuințe ANL pentru a-și depune actele justificative. În acest moment sunt în construcție 5 blocuri ANL cu câte 20 de locuințe fiecare. 3 dintre ele sunt în stadiu de finisaj interior, iar 2 sunt ridicate până la nivelul etajului 2. Cei care vor să intre în cursă obținerii unui apartament ANL trebuie să depună la registratură următoarele documente: copii legalizate de pe actele de stare civilă, copii după actele de identitate, declarație pe propria răspundere privind numărul persoanelor în întreținere, declarație autentificare ale titularului cererii și, după caz, ale soției, soțului și ale celorlalți membri majori din familia acestuia referitoare la nedeținerea, în prezent sau în trecut, a unei locuințe în proprietate, sau să nu fie beneficiarul unei alte locuințe cu chirie, proprietate de stat, proprietatea municipiului Făgăraș sau a unității la care lucrează. De asemenea, mai sunt necesare situația locativă actuală după caz, pentru chiriaș un spațiu din fond locativ privat, contract de închiriere cu precizarea suprafeței închiriate, pentru tolerații în spațiu, declarație autentificată, din care să rezulte suprafața locuibilă și numărul de persoane care se gospodăresc în acest spațiu. Mai mult, mai este necesară adeverință că își desfășoară activitatea în municipiul Făgăraș, cu precizarea locului de muncă și a funcției, copie după carnetul de muncă însoțit de adeverință de vechime de la locul de muncă conform legislației în vigoare, copie legalizată după ultima diplomă care atestă nivelul de studii sau pregătirea profesională, certificat medical cu starea de sănătate actuală, documentele din care se rezulte situația socială deosebită, tineri proveniți din casa de ocrotire și care au împlinit vârsta de 18 ani, tineri care au adoptat copii, tineri evacuați din casa naționalizate.